Această emisiune este realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You. Tu când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să citească. Există doar oameni care nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor, iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. În fiecare ediție îți voi prezenta o carte și ne vom întâlni cu invitați de excepție. Sunt Natasha Alina Culea, bun venit la Book Media! Dragilor, cartea pe care vă prezint astăzi se numește Imperativele succesului și este scrisă de Ionică Herlea. După cum v-ați dat seama din titlu, vorbim despre o carte de dezvoltare personală. Poate te întrebi, de ce prezint multe cărți de dezvoltare personală? Ei bine, deoarece aplic un principiu, cel al perseverenței, care ține tot de dezvoltare personală. Cartea Imperativele succesului este, în primul rând, foarte bine structurată, de însă în învățăminte și reușește să te motiveze imperativ. Ionică Herlea abordează conceptul de etica succesului, spunând că și excelența are prețul ei. Performanța nu se realizează niciodată dacă nu respecti anumite legi. Este vorba de legile morale, de legile etice și de legile naturale. Îmi place acest lucru deoarece eu nu cred în fericirea celui care face rău în jur. Pe parcursul lecturii, vei observa că autorul formulează o serie de întrebări menite să ne aducă importante conștientizări și spune: un om care nu crede în el, nu reușește nimic. Și dacă tu nu crezi în tine, cine vrei să creadă? Dacă tu nu-ți dorești succesul, cine vrei să-l dorească în locul tău? O altă luare aminte din carte. Spune-mi, cât de des folosești expresia nu pot? Autorul ne avertizează că astfel ne setăm pentru neputință. Și câte alte expresii asemănătoare avem, expresii care ne descalifică în proprii noștri ochi. O altă idee valoroasă a cărții este legată de identificarea și anihilarea unui ucigaș de visuri, obiceiul amânării. Câte idei ale tale nu au fost niciodată puse în practică, pentru că nu ai îndrăznit să îndrăznești. Uneori, după o viață în care am făcut ce au spus alții că trebuie să facem, ne trezim că nu mai știm cine suntem, deoarece ne-am îndepărtat de vocea interioară, de talentele și de abilitățile noastre. Astfel de cărți, precum Imperativele succesului, ne reamintesc de aspirațiile noastre și ne călăuzesc pașii spre resetarea personală, care poate fi făcută la orice vârstă. Am apreciat că autorul a pus punctul pe ei scriind astfel: țara și lumea te vor un angajat cu minte, muncitor, care să nu iasă din tipare, și un debitor permanent pentru bănci, pentru marile companii sau pentru stat. De asemenea, autorul ne reamintește că banii nu sunt ochiul dracului. Ei pot însemna școli bune, trai decent, libertate, independență și experiențe de viață, un viitor mai bun sau acte caritabile. Ei bine, sper că te-am convins să citești această carte și îți urez lectură frumoasă și, evident, succes! Bine ai venit la Book Media, Ionică Herlea, ca și cum nu te-aș cunoaște, ca și cum nu am ști că ești realizator TV, chiar la noi la 7 TV, acum și autor și speaker motivațional. Bun venit! Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Natasha, bine v-am găsit, dragi telespectatori. E o bucurie să vin ca invitat la tine în emisiune, ca autor care publică prima carte, nu este prima carte pe care am scris-o, pentru că am mai scris cărți, dar nu le-am publicat. Am înțeles. Așa că este... N-ai îndrăznit să îndrăznești, Ionică? Da, nu știu, am avut așa tot felul de amânări și din mai multe cauze, dar una dintre ele a fost faptul că eu sunt un perfecționist și vreau să fac lucrurile foarte bine. Și am tot amânat publicarea acestei cărți pentru că am dorit să o scriu cât mai bine posibil. Mai venea câte o idee, mai tăiam, mai adăugam și până la urmă, așa cum mi-ai spus și tu, a trebuit să mă decid ca să public cartea pentru că nu mai terminam niciodată. Da, într-adevăr, m-am bucurat că am fost așa, cât de cât alături de tine în procesul ăsta al cărții. Ai scris un capitol în carte despre valorificarea imaginii de sine. Tu cum ți-ai crescut stima de sine?
A trebuit să lupt foarte mult cu niște elemente de educație pe care le-am primit, nu doar eu, ci mulți dintre noi le-am primit în copilărie, atât prin anturaj, prin mediul în care am trăit, cât și prin educația religioasă. Noi de multe ori luăm anumite afirmații ale Scripturii și le scoatem dintr-un context și facem din ele legi eterne de viață. Și atunci, din cauza asta, mi-am dat seama că trebuie să ies din bula aceasta care mă ducea spre limitare și să vorbesc despre dezvoltarea imaginii de sine, care nu înseamnă egoism, înseamnă o înălțare a ceea ce a pus divinitatea mai bună în tine și o conștientizare a darurilor pe care le-a pus în tine. Și atunci nu poți să realizezi ceva în viața aceasta dacă tu nu crezi în tine, în visul tău, în ceea ce poți să faci. Ești primul care trebuie să crezi în ceea ce vrei să faci. Alții nu o să aibă niciodată interes direct să te ajute. Poate că îți mai dau o idee, îți mai dau un imbold, dar nu o să stea lângă tine tot timpul să te încurajeze. Hai, fă asta, hai că eu cred în tine, hai că eu am încredere că tu poți să faci. E mai rar să întâlnești astfel de oameni, dar primul care trebuie să creadă, trebuie să fii tu. Și de asta am scris despre imaginea de sine, pentru că este foarte importantă și nu trebuie confundată cu egoismul. Chiar mi-a plăcut foarte mult că însuși Mântuitorul, atunci când făcea o minune, zicea, crezi? Adică crezi în tine. Puterea divină se activează în momentul în care crezi. Indiferent că vorbești de business, de artă, de scris, de tot ce vrei, trebuie să crezi. Dacă nu crezi, nu se produce schimbarea în viața ta. Spuneai de unii care pot să te ajute, dar sunt foarte mulți care te coboară. Își proiectează propriile frici și temere asupra ta și noi avem și prostul obicei că dacă auzim în jurul nostru 10 laude și o singură persoană care zice ceva negativ, o reține mai degrabă pe aceea. Da, există și o invidie a oamenilor care vor ca ceilalți să rămână pe nivelul lor. Cum iese cineva deasupra, da, cum încearcă să îl reteze. Și dacă nu ai o imagine de sine foarte bună, să ai încredere în ceea ce poți face, atunci foarte ușor poți să fii doborât. Dar dacă știi clar ce ai de făcut, care sunt obiectivele și ești și un pic încăpățânat să le îndeplinești, atunci lucrurile merg bine. Și treci peste criticile acestea. Și chiar vreau să vă spun, dragi telespectatori, că dacă nu sunteți dispuși să fiți criticați, nu existați. Adică nu faci ceva excepțional dacă nu ești criticat. Ia chiar să ajungem să ne bucurăm, să avem niște critici. Da, normal. Chiar mi-aduc aminte profesorul meu din conservator de fagot, domnul Farkas Ciobo, ne spunea, eu nu mă simt bine dacă nu am dușmani. Pentru că nu că îi caut eu, dar dacă nu te critică nimeni, înseamnă că nu faci lucrurile cum trebuie. Și ce, cu cât am mai mulți dușmani, cu atâta sunt mai valoros și mai bun în ceea ce fac. Și dacă vin să mă critique, unii sunt răutăcioși, uneori au dreptate, chiar în răutatea lor, oamenii pot să spună lucruri adevărate despre mai tine. Mai ales că atunci le caută intenționat, sunt foarte motivați să-ți găsească problemele. Sigur, sigur. Și atunci dacă ești obiectiv cu tine și cu ei, dai la o parte răutățile acelea și încerci să vezi, oare nu cumva a avut dreptate în ceea ce a spus. Dacă a avut dreptate, iau partea obiectivă din ceea ce a spus, fac mai bine și apoi celelalte le las la o parte. Da, dacă nu a zis un adevăr și a spus-o din pură răutate, atunci chiar nu mă interesează deloc ceea ce a spus. Când eu am început să scriu, primul lucru de care s-au agățat a fost că eram blondă. Acum am mai vopsit și nu știu ce o să mai găsească. Trebuie să mai îmi găsească și alte hibe. Dar, într-adevăr, este și un lucru pe care îl exersezi. Adică, inițial, când primești critici, când ieși în afara... Toată lumea, e ușor să fii susținut de familie și prieteni, dar când ieși în spațiu public, vin criticile sau vrei să faci ceva și atunci începi să deranjezi, cum ai spus tu. Chiar există un proverb în japonez foarte trist, foarte trist, care spune cuiul care este ieșit puțin afară trebuie bătut. Asta apropo de această imagine, neantizarea omului, pur și simplu. Da, există dorința aceasta de critică, atât în spațiul public, dar să știi că există dorința asta de critică inclusiv la cei apropiați. Pentru că în momentul în care începi să te schimbi, să miroși alt aer,
să miroși puțin a succes. A Monte Carlo? Da. A Cannes. Nu neapărat, dar să faci lucrurile diferit, să ieși din uniformismul ăsta social. Chiar cei care țin la tine încep să vină și să spună, tu nu prea stai bine acolo, ce te-a apucat, tu vrei să scrii sau vrei să, ce vrei să demonstrezi cu chestiile astea? Ia stai tu aici, că aici te știm noi bine, să fii lângă noi, în siguranță, am copilărit împreună, am făcut anumite lucruri și acum cum vrei tu să ieși din mediul nostru? Pentru că automat orice schimbare a ta implică și o schimbare a mediului, pentru că oamenii vor vrea să te tragă în jos. Dacă tu vrei să crești, va trebui să-i părăsești. Asta nu înseamnă că tu să-i urăști, dar va trebui să ieși din mediul respectiv ca să mergi mai sus. Și criticile vin și din partea celor dragi sau apropiați și vin și din spațiu public. Deci trebuie să fii pregătit să fii criticat dacă vrei să faci ceva bine și care să conteze. Cât de mult se sabotează oamenii cu această expresie? Nu pot. Foarte mult se sabotează, pentru că mintea noastră este un activator sau un dezactivator. Este un buton de comandă. Și în momentul în care ai spus nu pot, soma, trupul, se blochează. Zici, ok, stau liniștit, stau la autoconservare. Ok, nu pot, gata. Și nu mai încerci nimic. În momentul în care spui pot, chiar asta zicea Henry Ford, dacă zici nu pot, ai dreptate. Dacă spui pot, iarăși ai dreptate. Pentru că tu ești cel care decizi dacă poți sau nu poți. Bine, acum facem excepție de anumite lucruri, anumite limite care nu țin de tine. Dacă, de exemplu, ai un handicap fizic, da, prin care nu poți să faci anumite activități pe care le fac ceilalți oameni, este o limită, dar și aici îl avem pe Nick Vucic, care și-a depășit niște limite extraordinare. Omul ăla n-are mâini, n-are picioare, în noată. Se descurcă singur, a învățat să se descurce singur, a devenit speaker motivațional. Altcineva ar fi zis în locul lui, păi gata, păi dacă pe mine m-a pocnit natura în felul ăsta, eu nu mai fac nimic. Deci pot și nu pot sunt în mintea noastră. Și de aici pleacă multe succese sau multe nerealizări ale noastre. De acolo pleacă. Dacă tu spui nu pot, nu o să poți. E clar că nu crezi în tine. Ai o imagine proastă despre tine. Și de regulă oamenii care au o imagine proastă de sine spun foarte des nu pot. Este imposibil. Caută scuze. Dar oamenii de succes înlocuiesc nu pot cu întrebarea cum să pot. Ok, vreau să fac un anumit lucru. De ce îl fac și cum fac lucrul respectiv? Și atunci mintea începe să lucreze, să fie activă. Deci pot, îmi spun lucrul ăsta, cum? Și începe să creeze. Ce aș putea face? Asta, planific, mă întâlnesc cu cineva, caut idei, citesc cărți, trec la acțiune. Și în momentul ăla se activează energiile din sufletul tău și din mintea ta și vezi că încep să se împlinească lucrurile. Cred că mă gândesc că rămânem și așa blocat emoțional pe anumite aspecte ale vieții noastre, în sensul acolo probabil unde avem noi traumele, pentru că sunt oameni care pot să facă ceva foarte curajos și în alte domenii ale vieții lor să stea în banca lor sau să se simtă ca și cum nu ar avea succes. Ți se pare plauzibilă ideea asta? Da, este plauzibilă. Acum, dacă traumele alea se suprapun cu sfera în care ai talent și în care poți să faci, trebuie să le dai la o parte. Pe de altă parte, trebuie să fii conștient că fiecare dintre noi avem anumite domenii în care nu poți să faci anumite lucruri. Nu o să poți să devin campion la tenis. E clar, trebuie să fiu conștient de treaba asta pentru că am pierdut niște pași în dezvoltarea mea. Sau la sumă. Da, deci e clar. Dar dacă vorbesc despre anumite talente pe care mi le-a dat Dumnezeu, vorbit, scris, acum cochetez cu desenatul și cu pictura și văd că începe să-mi iasă câte ceva. Pe linia asta nu pot să spun că nu pot și poate că și alte laturi pot să le dezvolt, dar e clar că nu putem să facem toate lucrurile foarte bine ca să dai performanță. Dar în momentul în care ai niște abilități date de natură, de Dumnezeu și tu spui nu pot, aia înseamnă că ai o problemă de blocaj emoțional.
Și dacă se suprapune cu ceea ce ai trăit în copilărie, trebuie să dai la o parte. Pentru că sunt mulți care vor, chiar am scris în carte lucrul ăsta, care vor să-și îmbunătățească acele părți unde nu sunt buni. Este o mare prostie și o pierdere de energie și de timp. Eu nu sunt bun la matematică, sunt, cum ziceam în liceu, plută. Deci chiar nu sunt bun la matematică. Ori am pierdut startul, nu știu, acum să mă apuc să iau meditații de matematică, să devin eu geniu matematică. Că nu-ți place, mai ales că nu-ți place. Mai ales că nu-mi place, nu mă pasionează. Deci dacă nu te pasionează un lucru sau ai anumite breșe în educație sau nu ai talent în sfera respectivă, nu te chinui să fii mai bun. Caută-ți oameni care să-ți completeze partea unde nu ești bun și du-te pe lucrurile unde ai inclinație, unde poți să faci cel mai bine. Căci după cum spuneai și tu, avem anumite talente, abilități care sunt doar ale noastre și e păcat să nu le valorificăm și chiar de multe ori am văzut oameni cărora le-a plăcut ceva în copilărie, în tinerețe, în adolescență, după care au încercat să facă ceea ce cerea societatea de la ei. Și mai târziu în viață s-au reîntors la lucrul ăla inițial care le-a făcut cea mai mare plăcere, au avut succes cu el sau au trăit nefericiți până la adânci bătrâneți. Da, pentru că dacă nu-ți urmezi visul și înclinațiile pe care le ai, devii frustrat și totdeauna în sufletul tău te reiești cu regrete. Ca să-ți dau un exemplu legat de o limită pe care mi-am depășit-o, a fost aceea de a vorbi în fața camerelor. Deci eu, deși am fost format să vorbesc în fața publicului, când vedeam ochiul ăla, mă blocam efectiv. Deci nu mai știam, îmi pierdeam ideile, mă bâlbâiam, ziceam, Doamne, dar îți dai seama câți oameni se uită la mine și cum să vorbesc eu în fața camerelor. Ți-a luat mult să depășești momentul ăsta? Mi-a luat cam un an, așa, ca să trec. Cum am făcut? Practic, ca să vedeți o limită pe care mi-am depășit-o. Am început să fac filmulețe motivaționale de un minut. E cel mai greu să faci filmulețe scurte, de 30 de secunde, de un minut sau de 5 minute, în care să spui ceva, să fii focusat emoțional, să-ți vină ideile și să ai impact. Dar încercați lucrul ăsta, să vedeți cei care sunteți pasionați de vorbit în public și care vreți să faceți lucrul ăsta. Și am făcut 10. Stăteam la un filmuleț de un minut, două ore, până nu ieșea cum îmi place mie și acum când mă uit în urmă cu 2 ani, zic, mamă, cum am putut să... Groaznic, deci nu-mi vine să mă recunosc. Dar dacă nu plecam de acolo și nu încercam să fac lucrurile mai bine, nu reușeam niciodată. Și apoi m-am apucat în perioada pandemiei, soția mea mi-a dat o idee, ce ar fi să facem niște prezentări prin care să le oferim oamenilor speranță să vadă altceva decât văd în spațiu media. Și am făcut vreo 70 de prezentări de o oră fiecare seară în biserica unde am slujit ca pastor în perioada respectivă și timp de 70 de ocazii, una după alta, am făcut lucrul ăsta. M-a vindecat asta de tracul de camere foarte bine. Cred că de oboseală, nu ai nimeni da, mai simțit. Da, deci deja în momentul în care, e ca și atunci când te lovești peste o vânătaie, dai, la un moment nu mai simți. Și trebuie să faci lucrul ăsta, să faci ceea ce nu-ți place și lucrurile de care ți-e frică atât de mult, până când zici, dar parcă nu e atât de greu și nu mă mai sperie lucrul ăsta. Și scapi de frică, dar acțiunea, exercițiu, te ajută să scapi de temerile acestea. Vreau să te întreb, pentru că tu ai spus în carte că trebuie să scapi de mediul toxic limitativ. Ce te faci când acest mediu toxic limitativ este chiar familia ta sau oamenii cei mai apropiați pe care îi ai? Ce te faci cu ei? Este o decizie destul de greu de luat. O soluție ar fi separarea spațială, adică ori să te muți în altă zonă, da, unde poți să-ți construiești visul, ori să pui anumite limite când vine vorba despre ceea ce faci tu. Ok, ne întâlnim, socializăm, discutăm, dar când vine vorba de ceea ce fac eu, nu vă dați cu presupusul, mă lăsați în pace, eu am drumul meu, fac ce vreau în viața asta cu
cu profesia mea, cu cariera mea și n-am nevoie de opinii și de sfătuitori. Deci trebuie să fii foarte tranșant. Dacă nu ești tranșant și te lași influențat și de unii și de alții, nu o să iasă nimic de acolo. Și e greu să nu fii influențat cu un stimul care vine constant din... Da, este greu să nu fii influențat. În mod normal, cei dragi ar trebui să aibă înțelepciunea asta, să te lase în pace. Dar uneori, din dorința de a te proteja de eșecuri, sunt acolo pe tine ca să te aducă pe linia cea bună, adică pe linia mediocrității. Și pe de altă parte mai apare și un pic de invidie acolo, teama de a nu te pierde de lângă ei și trebuie să alegi până la urmă ce vrei să faci. Dacă vrei să faci niște lucruri foarte bine, trebuie să renunți. Niciodată nu poți să accesezi un nivel mai înalt fără să plătești prețul. Deci luați-vă gândul de la scurtături din astea și ieftineli, dacă vorbim de dezvoltare. Trebuie să plătești prețul. Cu cât este visul mai mare, cu atât prețul este mai mare. Crezi sincer în asta, nu? Da, sunt convins, altfel n-aș fi aici. Ai scris în carte Înfruntă-ți temerile. Care sunt cele mai mari temeri ale oamenilor din punctul tău de vedere? Temerile noastre și ale oamenilor sunt foarte diverse în funcție de valorile pe care le au. Pentru unii sănătatea este valoare supremă și le e frică să nu se îmbolnăvească, să nu moară. Mai ales după o anumită vârstă, asta e principala temere. Da, după anumită vârstă e o problemă. Unii se tem de război, că suntem în context. Alții se tem să nu piardă bani, să nu-și piardă prietenii. Alții se tem să fie criticați și din cauza asta nu fac pași înainte, stau foarte bine acolo ca nu cumva să fie criticați. Sunt oameni care se tem să încerce să facă altceva. Văd că niște lucruri nu funcționează în viața lor, că iese prost de fiecare dată, dar așteaptă rezultate noi. Asta este o definiție a nebuniei, spunea cineva. Da, să faci același, lucru, să aștepți rezultate noi. Păi vezi, un an, doi, trei, că ai făcut aceleași lucruri, că nu merge. Dar schimbă ceva. Ori schimbi mediu, ori citești alte cărți, acționezi în mod diferit, ca să se întâmple ceva, să ai o schimbare în viață. Tot tu ai spus că, în carte, că trebuie să înveți să negociezi și mă gândesc acum la faptul că foarte mulți oameni pot ușor să negocieze pentru altcineva, deloc pentru ei înșiși. De multe ori le este rușine, uneori le este de rușine celorlalți. Cum să-și depășească? De ce ne este rușine să ne cerem drepturile? Da, este un punct foarte sensibil la care și eu mai am de lucrat. Dar m-a ajutat foarte mult când am citit pe domeniul ăsta și chiar a dat roade. Dacă nu înveți să negociezi, vei pierde ani din viața ta. Dacă nu-ți monetizezi cum trebuie munca ta și serviciile pe care le faci, va trebui să muncești mai mult și va trebui să pierzi ani din viață în care ai fi putut să faci și alte lucruri. Și atunci, fără nicio supărare, sunt anumite servicii care sunt mai bine plătite, deși din punct de vedere a muncii per serviciu poate că nu muncești cantitativ atât de mult. Ca să dau un exemplu, poate că la un speech iei câteva sute de euro sau câteva mii de euro, depinde de marketing și de ceea ce vinzi, și cineva să muncească 3 luni pentru banii ăia sau poate jumate de an. Și ai zice, bă, dar nu-i corect. Unde-i munca? Păi munca este în spate. Ca să devii un speaker motivațional bun, îți trebuie să citești rafturi de cărți, îți trebuie ani de zile de formare și munca ta este în spate acolo. Și momentul pe care tu îl vezi că speakerul ăla îți vorbește ție, nu este singurul lui moment de muncă. Da, e vârful icebergului. Este vârful icebergului. Plus că dacă ai nevoie de un specialist în vânzări, în construcții, în ce vrei tu, păi pe el nu-l plătești la plata cu ora, pentru că el îți vine ca specialist și munca lui este altfel plătită și oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Și de asta este foarte bine să știi să îți valorizezi serviciile pe care le faci și să le monetizezi corect, pentru că ele reprezintă munca ta, reprezintă acel element de excelență pe care tu îl aduci, acel plus valoare. Dacă nu știi să negociezi,
până la urmă vei pierde în viață. Va trebui să rămâi ultimul, să iei ce mai rămâne și să fii oarecum frustrat și nefericit. Dar de ce ne este rușine? Este ca și cum, de ce? Ne e rușine de munca noastră? Pleacă tot din educație, Natasha. Noi, ca români, cel puțin, avem și partea noastră de genialitate, dar e o genialitate care vine mai mult din a răbda lucrurile și a suferi. Au venit peste noi romanii, turcii, tătarii care au mai venit și ne-au cotropit și acum suntem un fel de colonie, dacă e să o spunem pe șleau. Eu sunt și, de acord. Și atunci tot am învățat să răbdăm, să nu ne cerem prețul pe munca. Lasă că noi suntem aia bune, aia care lasă de la noi. Noi totdeauna, dacă avem de recuperat niște datorii, îi iertăm, dacă e vorba de sute de milioane de euro, nu e nicio problemă, și am fost învățați să renunțăm la ceea ce este al nostru, și asta este o mare hibă, o mare problemă, pentru că produce la un moment dat frustrare. Dacă eu am muncit și am dreptul pe ceea ce am făcut, ok, plătește-mi ceea ce merit. Asta e gândirea occidentală. Du-te în Occident să vezi dacă îți dă cineva un euro. Te duci oriunde, totul se plătește. Chiar când am fost în Italia, în Veneția, negociam cu cineva anumite produse și mi-a zis așa, flegmatic, tutto si paga. Zic, da, uite, vezi, și când veniți la noi, vă dăm și aia, și aia, și aia, și când venim la voi, tutto si paga. Ce frumos! Da, e, până la urmă, trecând dincolo de omenie, că da, trebuie să existe omenie, dar când vorbim de servicii și de anumite lucruri pe care le faci cu pasiune, trebuie să negociezi. Și în afară de asta, știi, dacă nu negociezi odată și te trezești mai târziu, celorlalți ți se pare absolut normal. Cu ce? Adică li se pare anormal că ai venit înțeles? Cu... Exact, adică ne-am obișnuit ca tu să nu ceri nimic. Acum ce vrei? E considerat excepțional dacă îți ceri drepturile mai târziu, dacă nu ți le ceri din timp. E foarte important să spui lucrurilor pe nume de la început. Mm-hmm. Adică în momentul când negociezi cu un patron, cu oricine, să spui, uite, eu asta pot să aduc ca plus valoare. Deci, ca să vadă care este câștigul lui. Câștigul tău este așa, imagine, mai multă lume vine să cumpere produsul tău sau dacă ești speaker motivațional, atrag atâta audiență și sunt anumite lucruri pe care tu le poți oferi. Trebuie să fii foarte convins că unii sunt geniali, au talente extraordinare, dar n-au încredere în ei. Și dacă n-ai încărcătura emoțională atunci când îți prezinți produsul, după aia o să tragi pe coate și o să muncești, pentru că nu vei fi plătit așa cum meriți pentru serviciile pe care le faci. Trebuie să ai convingerea aceea emoțională că tu faci un lucru bun, că aduci plus valoare și să-ți ceri prețul pentru ceea ce faci. Da, și foarte, foarte important și din punctul meu de vedere, autodisciplina, cum ai zis și tu în carte, pentru că, de exemplu, eu știu un scriitor care ar fi trebuit să fie un scriitor, care nu este un scriitor, care are un talent incredibil de a scrie, însă ce a scris în continuu a șters, nu i-a plăcut aia, nu i-a plăcut cealaltă, astăzi voia să fie pictor, poi mâine scriitor, poi mâine îi plăcea să facă masaj femeilor, deci masaj plătit, adică da, să nu se înțeleagă altceva. În fiecare zi avea o altă preocupare și lipsa aceasta de disciplină plus această lipsă de stimă de sine cu siguranță a dus să fie foarte multe genii anonime până la urmă care trăiesc printre noi. Da, este o mare problemă să nu te focusezi pe ceva. Chiar dacă ai mai multe abilități, încerci anumite lucruri să le faci foarte bine, alea unde ai mult talent, iar celelalte poți să le tratezi ca hobby-uri. Uite, vreau să mă apuc de pictură, de exemplu. O să mă apuc de pictură, dar nu fac din asta acum, las televiziunea, mă apuc de pictură, mamă, asta e marea mea descoperire, până când nu dovedesc că am talent în lucrul ăsta sau să fac ceva care chiar contează, nu mă gândesc să-mi schimb imediat vocația. Este o problemă și de personalitate și de educație, lipsa stimei de sine, trebuie să te focusezi, te-ai dus pe asta, du-te și fă foarte bine, dezvoltă. Eu mă gândesc și o să-mi spui și părerea ta. Eu mă gândesc că sunt mulți oameni care poate au o abilitate, un talent, vor să-l valorifice, dar le este teamă să-și piardă serviciu, venitul lor stabil. Eu pentru acest gen de oameni le propun să își exploateze acest talent, această abilitate pe care au, fără în primă instanță să se arunce cu totul în el, pentru că așa poți, fără plasă de siguranță, să auzi că ai vers pe pereți, de exemplu, că în România poți să ajungi, hai să zicem un scriitor, că mi-e un exemplu la îndemână, să fie
fi plătit imediat, lucru care se poate întâmpla sau nu, sau poate să dureze foarte mult timp, și atunci ei, aruncându-se cu totul într-un talent, fără să-și asigure ceva din urmă, riscă să fie dezamăgiți foarte curând să se întoarcă la viața de dinainte. Da, este foarte important ca înainte de a face un salt să ai plasa de siguranță. Asta nu înseamnă că trebuie să fii irațional și să te arunci așa fără nimic. În momentul în care eu am decis să merg pe linia aceasta motivațională, am început să fac ceea ce mă pasiona ca un hobby și chiar am scris în carte despre lucrul ăsta. E o parte din experiența mea pe care vă ofer în carte și puteți să fiți inspirați să faceți lucrurile mai bine decât le-am făcut eu. Dar mai întâi m-am apucat să fac ceea ce mă pasionează, că asta spunea și John Maxwell, fă ceea ce te pasionează, dar fă lucrurile bine, astfel încât să poți la un moment dat să te desprinzi și să realizezi altceva. Și am început să fac cu pasiune lucrurile astea, la început mai stângaci, dar pe măsură ce le făceam din ce în ce mai mult, mai bine. Și în timp ce făceam prezentările acelea, m-a văzut Simon Maurer și a zis, mă, ăsta 70 de ocazii, una după alta, face lucrurile astea, păi stă să vină la televiziune. Și mi-a scris, a început să îmi scrie și uite, așa s-au legat lucrurile. Nu m-am aruncat fără să am o plasă de siguranță, dar am avut un act de curaj la 40 de ani să schimbi un serviciu bun, sigur, pe care îl făceam deja de 12 ani, aveam o rutină, puteam să ies liniștit la pensie de acolo, dar am vrut mai multă libertate și am vrut să fac și alte lucruri. Și mi-a ieșit, deci funcționează. Dacă ești determinat și vrei să faci și îți cauți cât mai multe piste pe care să exersezi ceea ce îți place și ce te pasionează, atunci poți să faci. Uite, vezi, eu sunt mai precaută decât tine. Am și încă plasa de siguranță, încă o mai am. De fapt, am două plase de siguranță plus ceea ce mă pasionează. Așa, doar ca să mă acopăr. Revenind, ai scris despre negociere și despre comunicarea cu oamenii în general, că trebuie să înțelegi că oamenii sunt emoționali și nu raționali. Ce comunicare ai sau cum reușești să comunici cu oamenii care sunt extrem de emoționali, la care nu reușești să te conectezi, sau oamenii care nu răspund bine la argumente perfect logice? Noi suntem preponderent emoționali, însă emoționalul nostru trebuie să fie educat. Nu prea am fost educați să ne exprimăm emoțiile. Ai auzit expresii de genul, mamă, vine să-l strâng pe ăsta de gât. Ce înseamnă asta? Da. Sau nu suport, mamă, mor când îl aud pe ăsta cum vorbește. Deci sunt niște expresii, niște exprimări a unor emoții pe care noi le trăim, dar pe care nu știm să le etichetăm corect. Oare chiar atât de mult te deranjează că vrei să strângi pe cineva de gât? Este o lipsă de educație în ceea ce privește gestionarea emoțiilor. Noi avem nevoie să ordonăm emoțiile și ele sunt un factor foarte important. Dacă vrei să faci ceva fără emoții, nu faci. Lumea reclamei înseamnă emoție. Deci nu renunțăm la emoții. N-ai cum să renunți la emoții, pentru că emoțiile sunt cele care te fac uman. Emoțiile te duc la oameni. Emoțiile îi determină pe oameni să ia decizii. Chiar dacă îi prezinți tu rațional anumite lucruri, dacă el este blocat emoțional pe nu, nu-ți va cumpăra și nu va face nicio decizie, pentru că emoția îi spune nu. Poți să îl toci cu argumente, el zice nu, pentru că la emoțional, acolo trebuie să lucrăm. Și în momentul în care l-ai convins emoțional, omul deja cumpără și nu mai are opreliște respective. Sau când spun cumpără, nu mă refer neapărat la un produs. Poate să fie un serviciu pe care îl faci, poate să fie un mesaj pe care tu îl transmiți. Dacă nu te place, emoțional nu-l va primi. Sau eventual poate că va fi iritat, negativ. Și ăsta e un plus. Dar tot pe emoțional vine și reacția aia virulentă. Dacă nu e un stimul emoțional, nu are impact. Cum îți stăpânești emoțiile? Tu cum procedezi? Uite, de exemplu, hai să zicem una la îndemână, ar fi tehnica respirației, care îți convinge cumva corpul că ești mai relaxat decât ești în realitate. Inhalezi, stai puțin și după aia
scoți aerul din tine, dar foarte, foarte încetișor. Este, mă rog, o metodă. Da, este o metodă liniștire. Foarte, foarte eficace, aceea de a-ți liniști respirația, pentru că în momentul când ești în alertă, respirația este sacadată, bătăile inimii sunt mai alerte și dorința ta este să te liniștești. Atunci respiri profund și ții apnee mai mult, după aia dai drumul ușor la aer. Și atunci inima începe să se calmeze. O altă tehnică este aceea de a strânge pumnii și mușchii picioarelor, da? Ca să detensionezi corpul, să meargă adrenalina în altă parte. Și metoda cea mai eficace este aceea de a te pregăti mai bine în ceea ce faci. În momentul când nu ești sigur de ceea ce faci, ai emoții. Începi să oare ce o să zic? Cum? Păi nu, în momentul când știi de 120% ceea ce trebuie să spui, atunci poți să dai 95%, 99% sau 100% ca să ai performanță. În momentul când în capul tău este o nebuloasă și te duci în fața unor oameni și trebuie să le spui ceva, atunci stai să te gândești de unde să încep, care e introducerea, cum trebuie să închei și încep să te bâlbâi și după aia lucrurile curg în cascadă. Deci trebuie să fii foarte sigur pe ceea ce faci, pentru ca emoțiile să poată fi învinse. Dar emoțiile te ajută și să creezi. În prima parte, când ai o interacțiune cu cineva sau trebuie să ții un speech sau trebuie să faci o vânzare, toți avem emoții, dar trebuie să învățăm să le controlăm, să nu ne pierdem cu firea. Dar emoțiile sunt și un aliat al nostru. Ele ne ajută să ajungem la oameni. Și oamenii știu treaba asta, că ai emoții. Bun, dar începi să te stăpânești, ai înghițit un nod, două, omul înțelege și treci mai departe. Trebuie să te duci pe linia pragmatică ca să treci peste emoții. Ai scris în carte că pentru a avea succes trebuie să ai parte și de educație financiară. Și acum mă gândesc la oamenii care poate nu prea au posibilități financiare. Cum ar putea ei totuși să aibă parte de educație financiară? Pentru că ce am observat, că oamenii care nu sunt obișnuiți să aibă bani îi pierd foarte ușor și dacă iau, pentru că sunt foarte grăbiți să ia primul lucru pe care îl văd, ăla de obicei care este cel mai sclipitor și care iese cel mai mult în evidență. Că așa îți dai seama când un om nu are bani, își ia lucruri foarte, foarte flash, așa, care să iasă în evidență, pe când ceilalți mai potoliți care s-au obișnuit deja cu banii, de obicei au ceva mai potolit. Eu admir foarte mult oamenii care au avut bani foarte mulți, pe care i-am cunoscut eu, veneau cu mașini care nu erau foarte high class, ci dimpotrivă erau medii. Și acolo se remarcă și liniștea sufletească și faptul că nu simți nevoia să epatezi. Acela este cel mai mare succes, dacă mă întreb pe mine, atunci când demonstrația față de ceilalți nu mai este utilă. Ție, în primul rând. Da, aici spunea un profesor de-al meu, oamenii săraci își cumpără lucruri scumpe tocmai ca să demonstreze ceva. Sunt foarte emoționali când trebuie să fac o investiție și aici profită reclama de ei foarte tare. Bat pe emoțional mult. Acum cumpăr, acum bunica, este reducere. Copilul acum, pus în față. Da, tot da. Acum trebuie să cumperi, pentru că acum este momentul. E o prostie, pentru că oferte și reclame se fac tot timpul anului. Sau li se reduce. Adresează copiilor, că ei reușesc mai ușor să-i convingă, îi bat la cap pe părinți. Manipulează, da, îi manipulează emoțional. Însă dacă înveți să ai acea educație financiară, și eu dacă aveam informațiile astea acum 10-15 ani, era mult mai departe. Dar am fost învățați să fim niște consumatori și în școală suntem învățați să fim niște consumatori și niște buni angajați, să nu ne dorim lucruri mari de la viață și să nu știm legile banilor, că altfel dacă ar ști toată lumea legile banilor, s-ar duce și n-ar mai avea cine să cumpere. Ai scris în carte despre asta, ține măcar puțin despre aceste legi ale banilor. Da, am scris despre ele. Ai dat exemplu zeciuiala, acea 10% pe care trebuie să-l păstrezi de la un venit la altul. Da, deci sunt câteva principii pe care le-am scris acolo și care funcționează. Unul este zeciuiala, pe care trebuie să o dai lui Dumnezeu în diferite forme, ori că ajuți pe ceilalți, ori că ajuți un preot, o lucrare de misiune sau acte de filantropie. 10%
20% trebuie să reprezinte plata datoriilor dacă le ai și 70% să trăiești bine tu și familia ta. Deci asta dacă e să vorbim... Dar mai pui ceva deoparte, da? Da, sigur, mai pui deoparte, dar dacă vorbim de datorii. Însă foarte mulți oameni nu înțeleg legile acestea. Să-ți umpli punga cu aur și să produci, să pui banii să lucreze pentru tine. Mulți ne bazăm pe salariu și asta este singura sursă de venit. Dar de ce nu vrei să diversifici lucrurile? Să mai scrii o carte, să mai pictezi ceva, să ți iei un apartament sau o garsonieră, o dai în chirie ca să-ți aduc un venit pasiv în care dacă ți se întâmplă ceva și tu nu ai posibilitatea să muncești în luna respectivă, să nu rămâi în aer. Și una dintre legile acestea este aplicată din plin de către cei bogați. Diferența între cei bogați și cei săraci este că săracii se împrumută ca să cumpere pasive, da? Își iau un ceas de 2-3.000 de euro, se împrumută în bancă. Un om bogat își ia un ceas de 2-3.000 de euro ca, eu știu, un brand la reclamă sau își ia din plata unei chirii sau a unei afaceri în care alții au muncit pentru el. Nu el se împrumută ca să lucreze pentru ceasul respectiv sau pentru mașina respectivă, ci îi aduc bani afacerile sau o ia ca o deducere la impozit, nu? Să nu plătească mai mult impozit la stat, își ia un Bentley sau un Ferrari, pentru că are profit în firmă și o ia ca mașină de firmă și este perfect legal, perfect deductibil. Sau oamenii care, de exemplu, au strâns o sumă de bani sau hai să zicem că s-au împrumutat la bancă și își cumpără o mașină care, hai să zicem, de 40.000 de euro, care în câțiva ani o să fie pe la 10.000 de euro, dacă nu chiar mai drastic. Sau o vacanță. În loc de o casă, să zicem, undeva mai ieftină, căreia îi crește valoarea în timp. Da. Asta apropo de investițiile financiare foarte păguboase pe care le facem. Și chiar ai scris legat de bani, băncile nu oferă nimic. Dacă este să vorbim despre valoarea banilor și investițiilor, ele oferă doar niște unități electronice, bancnote, iar în schimbul lor omul plătește în ani în șir dobânzi astronomice, atunci când nu mai poate să muncească, mai și pierde tot ce are, ca da. Să fie treaba. Exact, da, deci până la urmă trebuie să învățăm jocul acesta al banilor. Unii se revoltă și spun că societatea e nedreaptă, că nu există egalitate, lumea nu o să o egalizăm noi niciodată. De când e lumea și pământul, au existat legile. Scuze-mă că te întrerup, știi că am văzut la anumite bănci care au cursuri cu așa ceva? Deci au cursuri despre educație financiară absolut gratuite. Am văzut. Numai aici trebuie să fiți foarte atenți că te educă financiar să iei credite și uneori creditele astea nu sunt așa de performante. Este o lege foarte simplă pe care am învățat-o citind literatură de specialitate și aplicând în viață. Lucrurile care îți bagă bani în buzunar poți să te împrumuți și poți să investești în ele. Lucrurile care îți iau banii din buzunar, ferește-te cât mai mult de ele. Nu te împrumuta pentru o mașină dacă nu-ți permiți lucrul ăsta și nu ai venit adecvat și dacă tu trebuie să plătești datoria. Nu-ți cumpăra lucruri scumpe dacă nu-ți permiți lucrul acesta și dacă nu-ți plătesc alții datoria. Datoria poate fi bună sau rea, depinde cine ți-o plătește. Ai mai spus tot în carte că o parte a succesului este să-ți valorifici bine timpul și atunci aș vrea să te întreb eu, cum ne pierdem noi timpul sau care sunt timpii noștri morți? Sunt foarte mulți timpi morți, mai ales social media și televiziunea ne ocupă mai nou cam 70% din timpul nostru liber și asta este o mare problemă. După aceea sunt momente în care stăm în trafic, ce faci atunci? Uite, eu mă duc de la București la Brașov. Ce fac? Stau, ascult un training, mai ascult câte o emisiune despre noi ca despre... Deci poți, uite, în timpul în care poți, stai în trafic, în care, poți, da, să sigur, ceva, poți să asculti ceva care te zidește, care te ajută să câștigi timp. Pierdem foarte mult timp și spunem că n-avem timp. De fapt, când spui că n-ai timp, înseamnă că n-ai o prioritate pentru lucrul respectiv. Și dacă vrei să fructifici cu adevărat viața și să ai succes, diferența o face modul în care gestionezi timpul. Dacă
Da. Eu, de exemplu, n-aș putea niciodată să zicem că stai undeva și aștept ceva și decât să ascult niște HHL la radio care nu îmi spun absolut nimic, nu m-am învățat absolut nimic, oricând aș prefera un audiobook, un discurs motivațional. Eu chiar cred în motivație, pentru că, da, toți știm că vrem să avem succes, dar nu toți conștientizăm. De foarte multe ori avem nevoie să ni se repete anumite lucruri ca să ne intre foarte bine în sistem, să ne readuc aminte de ceea ce ne dorim de fapt. Trebuie să știm foarte clar că orice realizare umană este un produs al minții. Prima dată se naște în minte. Și ceea ce ai în minte îți apare în viață. Dacă nu apare mai întâi în minte și dacă îți hrănești mintea cu junk-uri și cu lucruri de nimic, atunci nu o să se aleagă nimic de tine. O să fii când încolo, când în cealaltă parte și lumea o să facă ce vrea din tine. Dacă știi foarte clar ce ai de făcut și mintea este focusată și ai ambiție și determinare, atunci vei realiza ceea ce ți-ai propus. Dacă nu, nu vei realiza nimic. Vei fi un împrăștiat existențial. Îmi place cum am structurat această emisiune. Vorbim de un om al succesului, un om care trebuie să fie de sine stătător, să nu se lase influențat de ceilalți, să fie focusat, să știe foarte bine ce vrea, să știe să muncească, să fie consecvent, să-și crească stima de sine și să ajungă un om de succes. Și până la urmă, rețeta cred că este mai simplă decât ar părea la prima vedere, dar trebuie să aplicăm pașii explicați în cartea ta. Da, este foarte simplă, dar în același timp nu mulți se focusează ca să facă pașii ăștia simpli. Acțiune, gândire optimistă și o consecvență de fier. Asta face diferența între oamenii de succes și cei care renunță. Și identificarea talentelor proprii. Exact, sigur că da. Îți mulțumesc foarte mult, Ionica, pentru tot ce ne-ai spus și bineînțeles că noi le dorim succes telespectatorilor noștri. Cu drag și sunt convins că puteți să realizați lucruri foarte mari în viață dacă aveți determinare și dacă vreți cu adevărat lucrul ăsta. Nimic nu vă poate împiedica. Pe mine m-ai convins. Sunt convinsă că și noi i-am convins la rândul nostru pe telespectatorii noștri. Dragilor, până data viitoare, lecturi savuroase! Această emisiune a fost realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You.